Salut! Bun venit la cursul de limbă germană pentru începători! Haideți să vorbim despre verbul a avea la indicativul prezent în limba germană. Cum spunem a avea la indicativ prezent în germană? Das Verb haben im indicativ präsens. Și haideți acum să vedem cum arată conjugarea verbului a avea la prezent. Să începem cu persoana întâi singular. Ich habe. Ce înseamnă asta? Eu am. Du hast. Tu ai. Er, sie oder es hat. El sau ea, iar es este neutrul, are. Și acum să trecem la plural, persoana întâi. Wir haben. Noi avem. Ihr habt. Voi aveți. Și sie sau sie cu majusculă, care înseamnă dumneavoastră, haben. Ei sau ele au sau sie cu majusculă, dumneavoastră aveți. Și haideți să repetăm conjugarea pentru a o reține mai ușor. Ich habe. Du hast. Er, sie oder es hat. Wir haben. Ihr habt. Și persoana a treia, sie sau sie cu majusculă, haben.